salut prezența noastră și mă bucur din suflet. Iar numărul noastră demonstrează că sunteți unul dintre segmentele unui partener de dialog deschis, reprezentați o arie și o cauză voastră. Nu pot decât să vă rog, înainte de a da cuvântul domnului ministru, o scurtă prezentare la rotunde, așa ca să spunem, o primă întâlnire cu parte dintre noastre și sunt convins că o să continuăm seria întâlnirilor. Am să rog de aici de la doamna Petrea, vă rog frumos să rog cu doamna să înceapă. Bună ziua, Ana Vranie, președinte la aceeași asociație. Bună ziua, Cătălina Botneanu, de la Asociația Pizomeni pentru Solidaritate Socială și Sfântul Cătălina. Bună ziua, mă numesc Andrei, organizația Culturii Romani Cătălina. Bună ziua, Andrei, Cătălina, Culturii Romani Cătălina. Bună ziua, eu sunt Fuci, din partea Comisiei de Valdare de Șanse, și o să prezint problema cu preobilizabilității. Bună ziua, Paul Mânăț, Institutul Teologic Franciscan, Asociația Culturală pentru Păcate. Bună ziua, eu sunt Simona, manager proiect la Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare de Piatra Neamț. Bună ziua, eu sunt Valerian, manager fundatorul Fiscală de Piatra Neamț, programul artist Mike Varu, fundatorul din Roma, și a bună ziua, Alexandru Dezeu, Asociația Roma și Fundația în zonă de Cuba Limbac. Cepalis Bolis, președintele comunității Elenei Romi. Dimitriu Dan, Secretarul Consular al Serviciului Social. Da. Hazenkop Madalin, președinte Asociația Merce, un centru de monitorizare și investigare. Protecție civilă, socială, dreptul omului, acreditat la camera de avocaților. Bună ziua! Reprezint România Scartării Cătării. Reprezint persoanele de tip cetan și populare de la Casa de Cultură a Sindicatului Român Roma. Bună ziua! Emanuel Simon, Asociația de Tanină, Centrul de Filmă pentru Copii cu Autism Roma. Bună ziua, Elena Damian, sunt reprezentată la Asociația de Sprijin a Copilor cu Handicap România Filială Neam și reprezint persoanele cu dizabilități. Silvia Bosot, Consilia Serviciu Afaceri Europene, responsabil pentru Federația de ONG-urile, dar înainte este reprezentantul Fundației Mușatini, care nu dorește să vină. Avem chiar un loc acolo. Mulțumim frumos pentru amabilitatea de a vă prezenta fiecare în parte. Cu permisiunea noastră, am să dau cuvântul domnului ministru. Sunt domnule prefect. M-ați invitat. Mulțumesc mult că m-ați primit într-un număr atât de mare. Să știți că am fost acum ceva timp la Iași, numărul ONG-urilor active era mult mai mic. Felicitări și mă bucur că există o colaborare între ONG-uri și instituțiile publice. Cred că e un pas important pe care îl face societatea românească. Dați-mi voie să vă povestesc și eu câteva lucruri despre activitatea pe care o avem la Minister. Nu știu dacă aveți cunoștință, dar Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social este primul minister în România care are în atribuții specific relația cu ONG-urile și dezvoltarea societății civile. Este pentru prima dată când avem într-un hotărâre de guvern de organizare și funcționare atribuții pe zona de ONG-uri. Am acordat o atenție deosebită pentru că avem nevoie, în primul rând, de un dialog constant cu societatea civilă care este din ce în ce mai activ. Avem undeva la 90.000 de ONG-uri în România înființate din anul 90 până în prezent. Din estimările noastre, cam 40.000 sunt active, 30.000 și-au deschis bilanțul contabil anul trecut și 28.000 au primit o redirecționare de pe 2%, ceea ce înseamnă că există o expertiză în piață destul de valoroasă pe care noi vrem să o fructificăm. Totodată știți că la sfârșitul, de fapt, peste o
fie data limită pe care puteți să primiți bani pe direcționare 2%. 25 mai este termenul limită. Sper că ați reușit să colectați cât mai multe formulare 230. Și să vă puteți implementa cât se poate de bine proiectul. Noi suntem într-o perioadă de consultare publică în acest moment. Chiar astăzi a avut loc, în absența mea și în prezența Secretarului General al Ministerului, o consultare cu privire la oportunitatea modificării ordonanței de guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații, pentru că tot din partea dumneavoastră am primit foarte multe sesizări, cum că e o lege birocratică, în primul rând, și e o lege care nu acoperă nevoile societății civile din anul 2017, având în vedere că în 17 ani de zile de când funcționează legea, lucrurile s-au mai schimbat și e nevoie de anumite reglementări. Mai mult decât atât, este și o birocrație destul de excesivă, având în vedere că o firmă poți să înființezi gratis în 3 zile, un ONG durează la tribunal sau la judecătură, e mult mai mult și atunci ar trebui să punem un echilibru în acest sens. În afară de asta, există o preocupare din ce în ce mai vizibilă în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor. Pe de o parte avem fondurile europene, care sunt atractive și pe care vă sfătuiesc să le accesați. Pe de altă parte avem fondurile guvernamentale și aceste sponsorizări. Fonduri guvernamentale care transferă, practic, o încărcare pe care o are guvernul, în principal în zona serviciilor sociale, de exemplu, către ONG-uri care, de cele mai multe ori, au o prestație foarte bună și au adus foarte multe lucruri noi în societatea românească, în foarte multe zone, atât în zona sanitară, cât și în zona socială. Și sunt de acord că e nevoie de astfel de lucruri. De aceea, cred eu că o întreagă dezbatere pe diverse teme ar trebui să aibă loc la nivelul societății civile despre cum vrem să îmbunătățim diverse servicii. Am avut o discuție cu colegii dumneavoastră din București, cu federațiile care se ocupă de servicii sociale, pe îmbunătățirea cadrului de finanțare, pe legea 350, și pe, poate cumva, o îmbunătățire a modului în care aceste ONG-uri sunt finanțate. Este o discuție care acum are loc despre ceea ce înseamnă legea sponsorizării și această direcționare a 2%. La fel, discutăm despre oportunitățile care ar putea să aibă loc. Pe de altă parte, despre modul în care ar trebui să se organizeze ONG-urile și de aceea am creat Connect, acest catalog al organizațiilor non-guvernamentale, pentru că există în piață ONG-uri care au experiență foarte mare și ONG-uri care sunt la început de drum și nimeni nu le pune la aceeași masă ca cei care sunt la început să învețe de la ceilalți. Și mai mult decât atât, nu avem o imagine corectă asupra a ceea ce se întâmplă în fiecare județ, în fiecare comunitate și despre cum ar trebui să dezvoltăm aceste servicii. Există o aglomerare a mișcării ONG-iste în București și în centrele mari, în polii mari urbani. Pe de altă parte, avem o nevoie de ONG-uri în zona dezavantajată a României, în zona rurală, dar accesul este destul de limitat. Și atunci, poate, pe viitoarea organizare, să găsim o formulă astfel încât să sprijinim înființarea ONG-urilor. Noi chiar avem un plan, poate, finanțarea unor granturi de înființarea ONG-urilor, ba mai mult decât să vă oferim suport pentru tot ceea ce ar putea însemna fondurile europene pentru cei care vor să acceseze într-un parteneriat cu Ministerul, dacă este nevoie de așa ceva. În mare, ceea ce ne dorim este să sprijinim voluntariatul, pentru că este un lucru care ar trebui să se întâmple de la sine, societatea românească, și să-l promovăm ca atare. Și de aceea dorim foarte mult să fim un partener cât se poate de deschis și un partener de dialog constant cu dumneavoastră. Eu înțeleg că noi am tot făcut întâlniri la București. Știu că e foarte greu ca dumneavoastră să participați la întâlnirile pe care noi le avem și oricum ar fi foarte greu să facem întâlniri cu 40.000 de ONG-uri odată. Dar promisiunea pe care am făcut-o colegilor este că în fiecare deplasare în țară o să avem discuții cu dumneavoastră. Mai mult decât atât o să începem discuții pe domenii specifice de interes pentru fiecare cu parlamentarii României și cu membrii Guvernului, pentru că există și o necesitate de modificare a legislației în fiecare domeniu în parte. Am primit solicitări din cei, de la cei care sunt preocupați de mediu și a rămas să facem o întâlnire pe zona protecției mediului.
pe cei care sunt preocupați de turism, să vedem ce modificări trebuie să avem analizate și așa mai departe. Nu mai spun de ONG-urile care apelează doar la serviciilor sociale, pentru că aici este o cerere foarte mare și o nevoie de dialog din ce în ce mai acută. Mesajul cu care vreau să rămâneți, vreau să știu dacă istoric, eu din 2003 și până în 2009 am activat în mișcarea sindicală, am coordonat organizații studențești, atât la nivel local cât și la nivel național. Știu cu ce se confruntă societatea civilă, știu ce nevoi sunt și vreau să căutăm o cale de dialog, astfel încât expertiza dumneavoastră să ajungă la noi și să putem face acele modificări de care avem nevoie. Rugămintea este să utilizați instrumentul pe care l-am creat Connect, să veniți cu idei de evenimente pe care să le organizăm în comun și mai mult decât atât, să veniți cu expertiza dumneavoastră în îmbunătățirea legislației. Suntem deschiși la orice fel de activitate pe care considerați dumneavoastră că ar aduce un plus valoare în acest domeniu și pe cât posibil, dacă există posibilitatea din partea dumneavoastră să participați la aceste consultări, pentru că orice punct de vedere pe un proiect legislativ sau pe orice inițiativă pe care o avem este un punct de vedere valoros, pentru că trebuie să recunoaștem, nimeni nu s-a născut a tot știutor și atunci orice influență din partea dumneavoastră este una pozitivă. Nu vreau să mai vorbesc pentru că am venit să vă ascult pe dumneavoastră și să văd dacă sunt probleme în sistem, cum le putem rezolva și ce doleanțe aveți, pentru că e foarte important să iau punctele noastre de vedere și să încercăm să le găsim împreună o rezolvare. Vă dată mulțumesc mult pentru invitație și succes în toată activitatea pe care o aveți. Aveți la neamț o echipă tânără cu oameni care vă pot sprijini. Bazați-vă pe ei. Oricum, eu sunt o persoană care sunt deschisă la dialog când e nevoie. Atât pare și domnul prefect, Alex, Ciprian, sunt... Mi-am dat doar pe cei tineri, domnul senator, ca să nu vă supărați. Suntem total deschiși la îmbunătăți ceea ce trebuie îmbunătățit. Mulțumesc mult! Aveți cuvântul. Și noi vă mulțumim și aș ruga care are orice întrebare care este legată de acest domeniu, vă rog cum să ridicați și vom încerca să găsim răspuns în acest context sau dacă nu, imediat răspuns. De la Sim Simona, bună ziua, domnule ministru și dragi colegi. Vin din partea Asociației FIC și vreau să prezint o situație cu care ne confruntăm de aproximativ 7 luni și nu reușim să o rezolvăm. Mai precis, am contactat judecătoria pentru a face modificări în registrul asociațiilor și fundațiilor pentru o eroare care a apărut în sistemul lor. Modificările nu au fost cerute de noi și nici nu erau conforme cu realitatea. I-am contactat prin adresă scrisă, am solicitat să se facă modificări în conformitate cu realitatea și mi s-a solicitat să contactăm Ministerul Justiției să le cerem lor să facă respectivele modificări. Ministerul Justiției au spus să ne reîntoarcem la judecătorie și tot așa. Cei de la Minister ne spun să ne întoarcem la judecătorie, judecătoria la Minister, iar situația persistă tocmai din noiembrie 2016. Cui putem să ne adresăm în situații de genul acesta? Tocmai asta e principalul motiv pentru care am văzut că toată lumea vrea modificarea ordonanței de 26/2000 și crearea unei modalități mult mai facile de înregistrare a ONG-urilor, pentru că orice modificare statutară sau actului constitutiv durează foarte mult și este o birocratizare excesivă pe un lucru firesc de asocierea câteva persoane pentru un proiect care poate să fie pe termen nedeterminat sau pe o perioadă foarte scurtă de timp și s-ar putea ca perioada pentru care ei se asociază în implementarea unui proiect să fie mai scurtă decât durata de a-și ieși de la judecătorie toate actele necesare. Din experiența pe care o am eu, pentru că și noi mai modificam acte pe la București și stăteam cu un an de zile să ne iasă o redactare de sentință, autoritatea care are
drept să modifice orice în actul dumneavoastră, este judecătoria unde sunteți înregistrate. Așa că începeți un proces și dacă nu vă este favorabil, atacați-l cu recurs astfel încât să mergi la altă instanță care să vă soluționeze, pentru că Ministerul de Justiție nu are atribuții în modificările actelor dumneavoastră, ci doar instanță. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Referitor la această platformă Connect, poate e posibil, apropo de problema ridicată punctual de colega de la CRIB, poate ar fi bine să luați în considerație de a pune la dispoziție un acces la servicii juridice pentru ONG-uri, pentru că ideea este de menține în stare de legalitate, poate nu neapărat din conștiință, poate căutăm soluții, dar poate nu ne permitem să plătim de multe ori servicii specializate juridice. Mulțumesc! Total de acord și vin și cu solicitare pentru dumneavoastră, dacă aveți idei de îmbunătățire a acestui instrument pentru pe care vrem să-l dezvoltăm în continuare, vă rog să o faceți, pentru că interesul este ca acest instrument să vă pună pe dumneavoastră la masă și să puteți să luați contact unii cu ceilalți, în afară de posibilitatea noastră de a vă informa și de a solicita păreri de la dumneavoastră. Dar este foarte important ca această bază de date să fie una publică la care să aibă acces toată lumea și să putem publica, ori de câte ori este nevoie, un set de întrebări și răspunsuri frecvente cu situații cu care v-ați confruntat și de care se știe toată lumea, să încât ceilalți să poată învăța din experiența dumneavoastră. Și mai mult decât atât, am observat că există tot felul de solicitări de parteneriate pentru diverse proiecte, unde puteți să, la fel să faceți informări publice. Practic este acel registru al asociației și fundațiilor pe care nu puteți să-l accesați pentru că este într-un format scris. Încercăm să-l facem și noi într-un format deschis date care să poată să le acceseze toată lumea, pentru că sunt practic de interes general și e bine să se știe de ele. Dacă nu aveți dumneavoastră intervenție, o să vă mai povestesc eu câte ceva, pentru că sunt multe lucruri care s-au întâmplat în ultimele 5 luni de zile. Ieri am avut o discuție cu federațiile ONG-urilor din București, pe diverse domenii, cu privire la informația care a apărut în presă că nu va mai exista 2% pentru ONG-uri. Atât eu cât și Secretarul de Stat, Ministerul de Finanțe a precizat foarte clar că ceea ce există deja nu dispare, ci căutăm o îmbunătățire a cadrului legislativ. A rămas în urma întâlnirii că vom mai avea o discuție cu directorul ANAF, cu președintele ANAF, Bogdan Stan, pentru că la fel a existat plângeri cum că acele formulare 230 nu ajung la destinație sau nu sunt procesate în timp util. Și trebuie la fel de verificat. Ce vreau să vă spun este că încercăm împreună să construim o modalitate prin care aceste redirecționări să ajungă într-adevăr la dumneavoastră și să creăm un mod prin care să putem conștientiza publicul de importanța acestor bani. Sunt fonduri care, așa cum am spus, pot salva o viață, pot ajuta un copil, pot scăpa un copac de la trăire și așa mai departe. Și sunt fonduri pe care orice cetățean ar putea să le redirecționeze foarte ușor, dacă ar ști despre această posibilitate și dacă această posibilitate ar fi puțin mai ușoară, nu ar trebui să deplaseze personal la ANAF ca să depună acest formular. Și a rămas împreună cu ei că vom mai avea o întâlnire ca să lucrăm pe această legislație. E foarte bine că vreau să vă spun și eu, mă numesc Elena Damian, de la ASCEA și care este filiala mea. Referitor la discuțiile și dialogul care l-ați avut acum două zile cu domnul Francis Simon, de la ONPHR și cu domnul Liter Luan, de fapt parte din Consiliul Director pe România și mă bucur astăzi că sunteți alături de noi. Chiar referitor la această problemă, am primit și eu de la București la această informație pe care dorim să o punem și noi acestor ONG-uri, pentru că foarte mulți simpatizanți care doresc să ne dea acele formulare de 2%, dumneavoastră nu poate și nu au timpul necesar să se deplaseze fiecare la ANAF să le depună. De aceea noi vă rugăm să ne sprijiniți ca noi, ONG-urile, să le adunăm pe toate, să le centralizăm într-un tabel și să le depunem la
ANAC pentru a intra în posesia celor bănuți. Puțin, dar sunt foarte bine bănuți. Din ce am înțeles eu, explicația care a fost dată când atunci când a fost făcută legea și s-a cerut ca personal fiecare să meargă să depună, ca să evităm futul în bază de date și pe baza acelor copii pe buletine să vină cineva să depună acele solicitări. Există modalități prin care putem îndrepta acest lucru, a fost notată această problemă și o să căutăm împreună cu dumneavoastră, pentru că a rămas mai avem niște întâlniri, să vedem cum putem ușura acest proces de redirecționare. Până la urmă, dacă tot este un proces benevol în care cetățenii redirecționează aceste fonduri, se poate face într-un mod mult mai ușor. Evident, acum există, știți, există spațiul virtual unic pentru astfel cetățenii să pot înregistra la ANAP cu o semnătură electronică. Evident, nu toată lumea are acces la acest lucru, dar este un pas care s-a făcut și căutăm și alte modalități astfel încât această procedură de redirecționare să fie una mult mai ușoară. Am notat atunci problema și chiar a fost discutată și ridicată mai multe ONG-uri. Noi suntem într-o alianță cu cei de la UNEP în HR și de astea data de 22 mai trecută v-am așteptat la adunarea generală unde a fost invitat și m-a participat la capitate de stat. Mulțumesc mult! Cu siguranță vă este cunoscută problematica tinerilor, dar și tineri care sunt cu segment de vârstă între 15 și 24 de ani și care nu se află în nicio formă de învățământ, cu învățământ sau cu învățământ, cu care aproximativ 17% din tinerii români sunt incluși în acest segment. Ar vrea să știu dacă ministerul care conduceți are în sfera preocupărilor o politică cât de cât coerentă vis-a-vis de ei și în ce măsură noi am putea să colaborăm în a soluționa această problemă. Așa cum vă spuneam, atribuțiile noastre pe minister sunt transparentă decizională, ONG-urile și sindicatele, dialogul social. Nu avem în atribuții acest lucru, dar avem ministere în guvern care se ocupă de acest lucru. Discutam astăzi la Comisia de Dialog Social, că din nefericire anul trecut am returnat și 30 de milioane de euro partea de prefinanțare sau avansuri pentru tineri niți, dar cu bucurie am anunțat că există deja un ghid lansat spre consultare publică la Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene. Alocarea totală este de 100 de milioane de euro. După ce va trece perioada de consultare, cu siguranță se pot depune proiecte pe această categorie de persoane. Ce putem face noi, fiind ca și minister, ca să venim în sprijinul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți și care puteți accesa aceste fonduri și aveți și expertiza necesară, putem depune proiecte în parteneriat, noi să vă sprijinim cu partea de consultare publică și informare generală, așa cum am făcut-o și pe axa 6-2, pe care a fost acum la POCA, în toate solicitările pe care le-am primit de parteneriat cu ONG-urile, am răspuns pozitiv. Nu avem o capacitate administrativă atât de mare cât să răspundem, cred eu, tuturor solicitărilor, dar cu siguranță pe un proces pe care discutăm înainte putem să vă sprijinim să accesați aceste fonduri. Mai mult decât atât, în momentul în care aceste titluri vor deveni definitive, vă putem face o informare cu ele, astfel încât tot ceea ce se poate însemna finanțare publică, fie că înseamnă fonduri europene sau altfel de fonduri, să poată ajunge și la dumneavoastră și dumneavoastră să le puteți accesa. Știm de problemă, este o discuție întreagă la nivel european în ceea ce privește tinerii care nu sunt într-o formă de învățământ și sunt în căutarea unui loc de muncă și ne preocupă și pe noi că procentul acela de 17% este unul mic la nivel european, pentru că în fel de Uniunea Europeană trec de 30%, dar cu toate astea este un procent mare la nivelul României, având în vedere că șomajul este într-o continuă scădere. Mulțumesc mult de întrebare. Vreau să punctez o anumită probleme pe care le rovim și asociațiile, dar și cei care fac membri din parte din asociații. Și chiar dacă nu face parte, poate, din competențele și ministerul dumneavoastră, dar ar fi vorbim de o problemă foarte importantă, este aceea comunicării legilor care le dau și cum ajung ele în biserică. De exemplu, noi ne lovim la copii cu dizabilități, ne lovim de o
facilitate care s-a dat într-un ordin al Ministerului Sănătății, este 1985-2016, care spune că un copil nedeplasabil poate avea certificat de handicap pe 2 ani de zile. Sunt județe care aplică așa ceva, sunt județe care nici nu au auzit de ordinul acesta. Noi, slavă Domnul, datorită internetului, reușim să comunicăm cu toți alți, mulți alți părinți din țară și aflăm noutățe pe internet, nu să le aflăm sau să le știe cei care lucrează direct cu ele. Ar trebui undeva să fie o altfel de comunicare sau la nivel, nu știu, sau poate niște persoane mai pregătite într-o anumită instituție, doar pentru a cunoaște aceste noutăți. La urma urmei, dacă guvernul face ceva de bine, ar trebui să știe toată lumea și lor de un avantaj. Dar ce m-am întâlnit cu astfel de situații în care o instituție publică nu cunoștea sau aplica diferit legislația față de colegii din alt județ. Aici trebuie să aveți o legătură foarte strânsă cu prefectura și cu serviciile pe care prefectul le poate oferi, pentru că la noi coordonează instituțiile deconcentrate și atunci o armonizare a legislației intră în această sferă. Pe de altă parte, acolo unde există diferențe foarte mari, vine să se sesizați și dumneavoastră instituția, pentru că punctele de vedere diferite pe interpretare pot exista, dar legea trebuie să fie aceeași pentru toată lumea, nu diferite de la județ la județ. Așa că vă sfătuiesc să aveți o probare foarte strânsă cu prefectul, pentru că lucrurile se pot rezolva într-un dialog cât se poate de normal. Mai ales că bănuiesc că aveți colegi în alte județe și puteți să vedeți pe exemple concrete despre cum se fac lucrurile și în altă parte. Sunt permite. În altă domeniu, un caz mai aparte, întrucât evaluarea bunurilor care se găsesc, sau dacă mai sunt, pe teritoriul Basarabiei, Bucovina, Ucraina, s-au făcut niște evaluări asupra bunurilor respective. De exemplu, Piatra Neamț a făcut o valoare, București are altă valoare. Dar ceea ce este și mai curios, că a introdus decrete din 1987, 1875, unde au scăzut valoarea întregului set sanitar de la cuvete, baie și așa mai departe, valoarea lor actuală din acea valoare a 0,422 de euro pe metru pătrat. Aici întrebarea, în ce scop au folosit aceste decrete ale Republicii Socialiste Române? Domnule președinte, m-ați prins, nu știu despre ce este vorba. Nu, dar dacă îmi dați exemplu concret, poate vă pot răspunde, dacă îmi spuneți exact despre ce... Vă dau și dosarul și tot, dar nu-i dau să vă rețet. Dau și la cei care se pricep în domeniul ăsta, nu m-am ocupat, nu știu despre ce este vorba. Asta așa, la fapt divers. Cum aplicăm și nu se răspunde la 3 luni. Nici după 3 ani. A trecut vreo 15 ani de atunci. Dimitriu Dan, Societatea Culturală Crăciunii. E o societate care anul ăsta a împlinit 10 ani de activitate. Aveți un coleg al dumneavoastră care e acolo și cunoaște foarte bine activitatea Societății Culturale Crăciunii. Este una din inițiatorul și cu domnul a unui congres, primul congres de antropologie urbană din lume, s-a întâmplat la Rom. Pe noi ce ne doare? Ne dorim faptul că cine se ocupă de istoria neamului românesc, atât
al întregii țări, cât și a locului de bază, adică a fiecăruia unde se naște, a localității respective. Mă refer la Roma. Cine se ocupă de monumentele istorice, de anumite lucruri care s-au petrecut și trebuie scoase în evidență, și asta mă refer la se distrug clădiri. Clădiri de importanță, mă rog, legile țării au fost date cu referitor la monumente de grad 1, A, B, C, etc. Cine este cel care dă această lege? Și, pentru că noi vrem să facem dialog. Ori ei au venit totdeauna cu monolog și cu direcție, direcționat, prin decizie. Ori monumentul istoric este monument istoric. Bun. Referitor la aceste lucruri, unde vrem să ajungem? Chiar ne distrugem istoria noastră? Și prin ce vă spun? Prin ce vin? Prin argumentul. Dumnezeu, în roman, ca și în alte localități, și m-am interesat că și în alte localități la fel se petrece, este faptul că anumite clădiri de importanță patrimonială s-au distrus și s-au făcut transferuri, adică casa alta este de fapt ce a fost, dar ea nu mai este. Vin cu argumentele. Mă refer la casa corpului didactic de la liceul roman Sturza Cantacuzino, liceul de fete, care e denumită casa Cantacuzino. Dar clădirea Cantacuzino este distrusă de mult, de când s-a construit acel edificiu care este primăria și sunteți și dumneavoastră aici, în 1936, făcându-se această primărie prin banii alocați și prin moștenirea lui Nicolae Manolescu Strumă. De asemenea, alte case, alte clădiri de importanță deosebită, cu casa Vârbolici, casa Butarii, dispar așa peste noapte, nimeni nu știe, nu știe, se întâmplă nimic, dar nimeni nu știe despre ce este vorba. Că e proprietate personală. Bun, devine omul pe proprietate personală, cel care... Dar casa a fost construită de un altcineva. Ori, denumirea casei, și așa știu că actul de naștere și primul proprietar este cel care a construit, este și poartă numele acelei clădiri, ori acolo apar casa Niță, casa Vombrumbu, casa ca fi banca municipală sau altceva. Deci sunt denumiri care se dau tocmai pentru a ne pierde istoria neamului. Am avut probleme, și știe și colegii dumneavoastră, cu casa Vasile Ioachim, biblioteca municipală, când vrea să se distrugă, că n-avem bani să dăm un guard pe dânsa, acum când este într-adevăr pusă și este și meritul Consiliului Județean aici, și pentru că s-a alocat bani, atunci nu erau veleități politice, nu erau, erau toți sufletiști, hai să facem ceva. Ori nu se poate acest dialog să fie în raport cu toată lumea, indiferent. Politica e treaba ei, dar aici e treaba de neam și țară și e vorba de sufletul nostru, de obârșia noastră. Cum rezolvăm aceste probleme? Și cine sunt? Cât știu din acești tineri de aici, de monumentul 14 de romanți? Noi punem acele coroane de flori la statuia lui Roma Mușat. Dar eroii aia care au plecat din câmpul de luptă și au dat suprema jertfă și n-au nici cruci pe morminte, noi ce facem? 4-8 obuziere monument. Roma nu s-a dezvoltat datorită unităților militare, a episcopiei în primul rând, dar a unităților militare și după aceea a comerțului. Comerțul făcut de foarte multe etnii. Și fiecare, între Roma a fost de la greci, armeni, sași, nemți, ruși, lipoveni, evrei, țigani, etc. au fost și au trăit într-o armonie complexă. Ori acum am ajuns la 2017 și începem să ne distrugem istoria și ne distrugem unitățile militare care au fost în Roma aici. Și dacă cei care sunt mai în vârstă știu, aici a venit regele Carol și a făcut manevrele cu toate conducerile imperiilor de atunci.
s-au fost la Roma. Roma nu era de cunoscut ca oraș și ca entitate. Ori acum Roma nu este cunoscut prin ce? Pe ce fac aia? Prin Anglia sau prin Italia sau prin Spania? De ce pot eu să vă spun? Pentru că acum fiecare domeniu are problemele complexe și țin foarte mult de domeniu specific. Ce v-am spus și la început și le-am spus și colegilor la București, că o să încercăm de cât posibil cu fiecare minister de resort, pentru că dumneavoastră, problema dumneavoastră se adresează strict Ministerul Culturii. Nu este problema numai a mea. Problema expusă de dumneavoastră, că nu e. Se adresează Ministerul Culturii și v-am spus, o să încercăm pe cât posibil întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor cu fiecare minister de resort în parte, astfel încât aceste probleme să fie aduse la cunoștință. Cunosc, domnule, iertați-vă, cunosc, nu-i interesează. Cum este posibil să nu știe cultul eroilor de aceste monumente? De cimitirul de la 2 lei, de la unde 45 de mii de soldați, că au fost neri, că au fost roși, că au fost români, au murit. Și era pe suprafață de 7 hectare. Și acum nu mai există decât un hectar, cel în părâi de Buruieni și altele. Nu același lucru putem spune de muzeul de cimitirul din fața liceului agricol Ionescu de la Brat, unde datorită unui primar de la Secuien l-am prejmuit și arată într-adevăr a cimitirul a eroilor. O restul, domnilor, mă doare. Și de aia vă rog să înțelegeți opurile, pentru că vrem pentru noi, nu pentru mine. Eu plec. Rămân tinerii aceștia care nu-și cunosc obârșia. Și ce este mai important? Pleacă în lume, dar vedeți că se întoarce unde? La o vârstie, la locul natal. Păi, mulțumesc, scuzați-vă, ce scuzi, domnului prefect, ce să mai spunem că ocazia zilei orașului roman, deci nu artist promoștan nu are acces. Eu sunt de la Sanul Pai, nu o dovedesc. Zero, nimic. Și am tine, cu zubii tine pe tine, care muncesc foarte mult. Interpreți, lansatori, date, în obiceiuri, n-am fost prins. Ați eu domnul mă. Domnul mă cunosc. Pe parte din ce? Știu ce am făcut și ce fac. Ce a spus domnul aici, ho-ho-ho, lucruri măreți, ce spune Vasil? Deci, din doi bani, n-am ce-o pună de la mine. Sunt pensionat și am muncit control și copiii vin din bunăvoie. Și nimic. Avem consumit din 1960. Vă dați seama cu cine prezentăm? Noi la Roma. Atât există. Aveți dreptate și poate la o sărbătoare a orașului era bine ca cei din oraș să fie invitați? Nici măcar o oră. Apropo de faptul că faceți voluntariat, și o discuție pe legea voluntariatului, poate ar fi bine să o avem, pentru că există legea voluntariatului, dar nu știu cât de bine se pliază ea pe nevoile dumneavoastră. Și de aceea, la fel, tot la solicitarea colegilor de la București, ar trebui să avem o discuție punctuală pe ce ar trebui îmbunătăți la legea voluntariatului și cum ar trebui să facem acele norme de aplicare, să îndrătia să fie într-adevăr pe ceea ce dumneavoastră vă doriți. Vă rog, domnule. Deci, apropo de legea voluntariatului, spuneați la un moment dat că veți amenda legea 350 și în așa fel încât și orele voluntariat să fie... colaborăm cu dumneavoastră să putem să amendăm, că legea este în curtea privat, dar vă sprijinim. Era că dorim acele ore de voluntariat să fie considerate și contribuție în acest pentru că noi suntem obligați să găsim soluții prin care cineva să ne sponsorizeze sau să aducem bani de acasă, pentru că 10% minim ca și contribuție la proiecte, și sunt finanțări mai mari care acceptă aceste ore de voluntariat și le cunoaște ca atare. Iar problema, apropo de ce spunea și de cultură, și noi am avut o serie de intenții de a apăca pe acest domeniu, am senzația că în ultimii ani tot ce înseamnă identitate românească și cultură românească este un pic dat așa la o parte, într-un mod intenționat și faptul că sunt cluburi de copii care vor să ducă tradiția mai departe în rural, sunt ignorate intenționat. Și prima ignorare este din a nu invita în evenimente
sau în momentul când zici că dai cu un eveniment în care aduci folclor sau tradiție românească, să nu fii finanțat, să nu găsești sponsorizat sau să nu găsești un proiect în care să te duci și să aplici. Pentru că, cel puțin în rural, primăriile din rural nu au aceste informații despre legea 350. Dacă, de exemplu, într-o sat sau o comună sau ceva, ei nu își bugetează la început de an sau sfârșit de an pe legea 350, pe patrimoniul cultural, pe absolut sau pe social, tu în timpul anului nu te poți duce decât pentru un parteneriat. Iar un consilier local ar putea crede că te duci pe o recomandare personală, nu să te duci efectiv pe o lege. Deci, ei trebuie să fie informați acești primari, că nu este ceva în care cer, nu știu, luna de pe cer. Îi cer să respecte o lege, sau să o cunoască, sau să o conștientizeze. Dar nu este treaba mea, ca ONG, să mă duc să fac conștientizare la primării. Pot să atrag atenția, pot să le spun, uitați, aveți soluția asta. Sunt primari deschiși, sunt consilieri locali deschiși. Dar, în primul rând, sunt aceste ONG-uri din rural, care vin cu copii din rural, deci chiar dacă domnul poate este din Roman și îi aduce aici la Casa de Cultură din Roman, cu foarte multe eforturi. Sunt copii care poate străbat 10 de kilometri zilnic să vină să facă aceste ore de dans, de coreografie, de tot felul. Nu vreți să știți cât costă o oră de canto, nu vreți să știți câte sacrificii fac acești copii și părinți. Și în momentul când te trezești că vrei să intri într-un eveniment, să nu ai o șansă, e un pic cam frustrant. Și pentru noi, ca ONG-uri care încercăm să găsim soluții de finanțare pentru aceste grupuri și cluburi, pentru că, vă dați seama, nu ne pricepem noi la toate, dar măcar încercăm să învățăm, să aplicăm proiecte și când găsești un grup țintă de genul ăsta, care efectiv știi că își face treaba după ce îi găsești o finanțare, e frustrant că nu ai o strategie pe așa ceva. Și un primar nu înțelege că e pur și simplu un pixul lui să aduce bani. Ce pot eu să vă spun, pentru că există o lege care dă posibilitatea fiecărei primării să aloce fonduri pentru ONG-uri. Am avut o centralizare și o să dăm publicității, probabil, până la sfârșitul acestei luni, o centralizare cu privire la alocarea bugetară din partea fiecărui Consiliu Județean pentru ONG-uri și capitolele pe care am mers această finanțare. Eu cred că dumneavoastră ar trebui să fiți sprijiniți la nivel local pentru implementarea unor proiecte. Evident, nu există bani la primărie pentru toată lumea, că nu o să putem niciodată avea pretenția să finanțăm tot. Dar cred că o discuție cu dumneavoastră la nivelul fiecărei primării pe finanțarea activității pe care o aveți ar trebui să existe. Avem exemple frumoase în țară. București are un buget foarte mare pentru ONG-uri. Iași are un milion de lei pentru ONG-uri dedicat. Și cred eu că fiecare primărie ar trebui să-și prioritizeze aceste lucruri și să discute cu dumneavoastră despre o finanțare care poate fi un ajutor. Nu înseamnă să vă finanțeze în integralitate proiectele, dar să vă sprijine pentru fiecare fond pe care dumneavoastră îl aduceți de la privat, vine și primăria cu ceva sau să găsească o formulă astfel încât într-un dialog cu dumneavoastră să sprijine activitatea, pentru că este o activitate benevolă, este o activitate care aduce plus valoare societății și plus valoare comunității și de aceea cred eu că ar trebui să militați pentru lucrul ăsta. Noi am pregătit o serie de informări pe care o să trimitem prefecturilor să ajungă mai departe la primării, informări cu privire la legislația în vigoare pentru primari și cu modul în care se constituie aceste posibile finanțări pentru ONG-uri. Făcut un regulament de alocare. E într-adevăr o procedură, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcută. Mai mult decât atât, vă sfătuiesc că în perioada următoare să urmăriți cu atenție fondurile europene. A fost o perioadă în care am umblat după auditarea lor. Deja au început să apară ghidurile în dezbatere publică. Aveți acces pe majoritatea axelor și la majoritatea fondurilor. Încercați să accesați pentru că cu siguranță aveți expertiza necesară să aduceți ceea ce trebuie în comunitate. Mai avem un minut, vă rog mult să încercăm să încheiem. Da, eu aș mai avea o problemă care doresc foarte mult să împărtășesc. I-am promis lui Marius că stau o oră, o oră am stat. Toate că noi am mai dezvăluit acest subiect și la alte întâlniri, dar aș dori să le cunoașteți și dumneavoastră. Și mi-aș dori să nu vorbesc din punct de vedere a unui președinte executiv ce reprezintă o ONG, o asociație, domnul Marius Nicolae, nu cunoaște destul de
sunt o persoană foarte transparentă, vreau să vă vorbesc din punct de vedere a unei mame. Astăzi am o tânără cu dizabilitate de 29 de ani și care fac parte dintr-o familie monoparentală. E un subiect foarte sensibil pentru mine să-l discut, dar îmi pare bine că astăzi dumneavoastră sunteți alături cu noi și chiar aș vrea și-mi răspunde dacă s-ar putea să nu se da. Noi, în general, familie monoparentală, dorim foarte mult acele centre de zi sau de respiro. Și m-aș gândi la, la centre rezidențiale, pentru că eu îmi pun problema zilei de mâine, a zilei de poi mâine, peste o lună, o săptămână sau eu știu, când toți suntem oameni muritori. Eu duc un diagnostic pe picioare de câțiva ani. Nu ne pot să nu mai fiu. Întrebarea mea este ce se va întâmpla cu acel tânăr cu dizabilitate care este dependent în totalitate de o altă persoană și care eu nu mai am pe nimeni. Nu am părinți, nu am frați, nu am surori, decât doar eu cu el. Se poate face și la noi în România aceste centre rezidențiale în care noi copiii să ne lăsăm acolo în grija statului. Eventual eu îmi donez toată partea mea, ce am, casă, mașină, bani, salariu, ce am dobândit în cursul anului de una singură. Se poate face și la noi așa ceva în țară, domnul ministru? Doamne, tranșant și direct, cred că da. Pentru că avem modele de succes afară, pe care putem să le implementăm exact cum trebuie să implementăm doar. Noi am avut o discuție cu federațiile care se ocupă de persoane cu dizabilități chiar pe aceste teme, pentru că în unele localități, unele dintre asociații au adus aceste modele și au înființat prin puteri proprii sau prin fonduri europene astfel de modele. E o chestie legislativă și vă propun neapărat dumneavoastră, dar să căutăm o soluție, să avem o consultare pe tema asta și cu parlamentarii să încercăm să facem acea legislație care să permită înființarea acestor centre, fie de ONG-uri, fie de autoritățile publice, în ideea în care totul se rezumă la buget, știți foarte bine. Da, la Parlamentul României s-au depus diferite documente de la ASICEA și de București, în care am făcut toate aceste nemulțumiri, care eu am să le dau cu dumneavoastră astăzi, pentru că fiind simplu foarte limitat, am să vă dau câteva documente care, din păcate, cred că sigur le aveți, dar am să vin de mai doar și o dată de pe filiala neamă. Și vorbim din suflet, împreună, se pot face și la nivel de primărie, să se aloce să facem centre de zi, pentru că noi ONG-urile suntem părinți simpli, deci nu avem bani de unde să ne construim noi acele centre de zi, acele centre respiro. Eu am tot respectul pentru persoanele vârstnice, dar a venit timpul să facem ceva și pentru acești tineri, bătrâni în fotoliu implant, care sunt neputincioși și mâine pe mâine pot să ajungă bătaia de joc a altor interlopi, pentru că cunoaștem care este realitatea în țară. Deci, să nu ne lați mine de rău. Dar e un subiect în care și mă frământ acest lucru de ani de zile și... Ce rugăminte am la dumneavoastră? Eu o să las o carte de vizită. Poate nu toate subiectele intră sub atribuțiile ministerului pe care îl reprezint. Dar cu siguranță în Parlament putem face acele lucruri de care toată lumea se plânge. Din acest motiv, dacă aveți documente pe care vreți pe mine înaintați, aveți adresa de e-mail, numărul de telefon, și vă propun, foarte multe probleme, vreau să vă spun. Vă propun să urmăriți oricum, noi o să mai facem informări, pentru că în următoarea perioadă, așa cum v-am spus, o să avem întâlniri pe domenii cu deputația, astfel încât acele modificări legislative care țin de Parlament să putem să le facem astfel încât dumneavoastră să aveți un cadru care să vă permită să construiți mult mai multe proiecte. Domnule ministru, permiteți-mi mie să închei și încep prin a vă mulțumi în numele tuturor celor care astăzi v-au așteptat, v-au întâlnit sau v-au urmărit prin intermediul colegii noștri din mass media. Vă mulțumim pentru că ați oferit atât de mult din timpul dumneavoastră. Așa cum e tradiția la noi în Moldova, vorbește sărbătoarea familiei, sărbătoarea comunității, ne bucurăm să avem cu astăzi, suntem aici și vă mulțumim că astăzi ați fost alături. Dumneavoastră aveți un rol foarte important, acel al dialogului, al dialogului social și cred că astăzi am stat față în față, ne-am ascultat unii pe alții și cred că am obținut și niște rezultate cu care să putem să mergem încrezători înainte în proiectele pe care noi vrem să le
mult decât generos și vă invităm și ne îndrăznim să vă invităm să ne mai vizitați ori negători timpul. Un cuvânt de rămas bun și un cuvânt de ne vedem data viitoare. Vă aștept mai bine. Și eu vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, vreau să vă mulțumesc și noastră tuturor și vreau acum să vă asigur că instituția pe care o reprezint va fi un partener serios al ONG-urilor de județ. Știu că un pic cam nepotrivit, dar vreau să spun că ușa mea va fi absolut de mare deschisă și vă aștept. Mulțumesc mult că astăzi, pe parcursul zilei, mi-ați fost alături. Așa cum le povesteam colegilor, niciodată într-o vizită de lucru nu reușești toate lucrurile pe care ți le propui și nu reușești să vizitezi toate obiectivele, dar mă bucur că am reușit cel puțin să aducem în discuție la dialog social și la întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanții sindicatelor, dar și la întâlnirea cu ONG-urile, discuții care, sper eu, au fost constructive și probleme pe care le-am preluat și o să le dezbatem la nivel național. În prima parte, prima întâlnire a avut loc în cadrul Comisiei de Dialog Social, am preluat problemele la nivel local și le-am spus invitaților că începem un proces care va dura ceva timp, de modificare a legii 62 pe 2011, legea dialogului social, o lege pe care o avem prinsă în programul de guvernare și care, din păcate, a fost asumată de guvernul Boc, o lege contestată la vremea aceea de liderii sindicali și o lege care are nevoie de modificare, astfel încât dialogul social în România să poată exista cu adevărat. Mai mult decât atât, o să dorim să dăm o importanță mult mai mare comisiilor de dialog social la nivel județean, pentru că, într-adevăr, problemele au specific local și atunci ele trebuie să fie dezbătute la nivel local și transmise către guvern într-o formă pe care cei de aici și-o doresc. Mai mult decât atât, le-am spus astăzi că ieri în ședința de guvern a fost adoptată legea prevenției și că este o lege care ajută mediul economic, dar și angajații, dar nu se referă la drepturi și libertăți și atunci nu trebuie să-și facă grijă nimeni că vor fi încălcate drepturile și libertățile angajaților prin această lege. Am discutat cu angajatorii și cu lideri de sindicat despre posibilitatea care va avea loc în momentul adoptării legii uceniciei de profesionalizarea forței de muncă, pentru că este o problemă pe care au ridicat-o aceștia cu privire la lipsa unei forțe de muncă calificate și atunci această lege a uceniciei pe care noi am adoptat-o în guvern și acum este în Parlament, tot în procedură de urgență, va da posibilitatea oricui angajator să primească o sumă de bani pentru fiecare ucenic pe care îl ia. Și am mai discutat despre oportunitatea modificării legii 26 pe 2000 cu privire la asociații și fundații, datorită faptului că multe dintre ONG-urile cu care am discutat de-a lungul timpului solicită modificări la această lege, lege dată în 2000 și care este evident că trebuie să sufere niște modificări datorită schimbării contextului socioeconomic al României în acești 17 ani. Vreau să vă spun că o să revin în municipiul Roman pentru că am primit mai multe solicitări în aceste întâlniri și cred eu că pentru a putea găsi rezolvarea unor probleme este nevoie de dialog, este nevoie de consultare și am invitat toți partenerii cu care am dialogat să stăm într-un permanent contact și toate problemele acestora să putem să le dezbatem și să le căutăm soluționare. Asta am făcut astăzi pe parcursul celor câteva ore. De aici o să plec la sediul de campanie împreună cu domnul Marius Nicolae pentru că avem o ședință de organizare, să spun așa, în această perioadă. Știți că într-o săptămână începe campania electorală, dacă nu mă înșel, pentru alegerile locale din 11 iunie. Mă bucur că avem un candidat tânăr. Eu, în calitate de președinte la tineret, țin foarte mult ca tinerii pe care avem candidat să îi sprijinim și să construim împreună ceea ce ne dorim de la o localitate, așa cum ar trebui ea să arate, o localitate a tinerilor. Este evident că ne dorim să ne păstrăm tinerii în țară, dar nu putem face lucrul ăsta decât dacă le oferim acele condiții ca ei să rămână în țară. Plecând de la
un învățământ de calitate pe care ar trebui să-l aibă în localitatea unde ei locuiesc și până la oportunități de distracție, oportunități de cultură și așa mai departe. Și cred eu că o administrație publică locală eficientă trebuie să fie cu gândul la aceste lucruri de a-și construi un oraș care să fie apreciat de următoarea generație, o generație care are din ce în ce mai multe nevoi, din ce în ce mai multe pretenții și cred eu că noi ne ridicăm la nivelul la care putem să acoperim aceste nevoi, evident și cu sprijinul guvernului de acum și cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, dar cred eu că Marius poate fi un primar care să construiască din Roman un oraș așa cum tinerii și-l doresc. Eu cred că cel mai corect ar fi să luăm întrebări ca să... Doamna, o să fiți surprinsă, dar discuția cu partea sindicală a fost una foarte constructivă. Eu m-am mai văzut cu ei, cei drept, la București, într-o discuție care a cuprins toată ramura de activitate, siderurgie, metalurgie. Am discutat acum despre probleme punctuale, probleme care au apărut în principal la Casa de Pensii, dar nu am intrat în discuții despre un eventual conflict între angajator și sindicat, pentru că niciuna dintre părți nu a precizat acest lucru. Este încheiat un contract colectiv de muncă la combinat și până în acest moment nu am informații despre faptul că ar fi probleme. Într-adevăr, negocierile au fost unele mai dure, dar asta nu înseamnă că fiecare parte nu și-a ținut din obligații și din drepturi, ca să spun așa, dar eu vreau să vă spun că această negociere a contractului colectiv de muncă este o negociere bună, mai ales că pune pe masă totalitatea problemelor cu care se confruntă un angajator, pentru că în afară de problemele de salarizare, de condiții de muncă, de zile libere, e și partea angajatorului de contracte de muncă, de condiții de fiscalitate și așa mai departe. Și luând în considerare ansamblul tuturor problemelor, cei doi parteneri trebuie să găsească o soluție de mijloc, astfel încât compania să funcționeze, dar și angajaților să li se respecte toate drepturile convenite prin lege. Am discutat de asemenea despre faptul că avem un program de guvernare majorarea salariului minim pe economie în fiecare an cu câte 100 de lei, așa cum ne-am asumat în fața alegătorilor și acest lucru se va întâmpla și din punctul meu de vedere, o persoană care a militat pentru majorarea salariului minim pe economie, având în vedere că o mare parte dintre familiile de tineri trăiesc din acest salariu minim pe economie, eu cred că salarizarea în România ar trebui să ajungă la acel nivel la care o familie să poată să trăiască decent din acel salariu minim pe economie. Și am mai discutat despre faptul că e nevoie de o profesionalizare a resursei umane. Ni s-a adus în vedere că majoritatea angajaților din combinat sunt aproape de vârsta de pensionare și că trebuie găsită o soluție cu privire la formarea resursei umane. Avem acum două posibilități, învățământul dual și legea uceniciei. Legea uceniciei care este în procedură de urgență în Parlament. Am convenit cu dumnealor că vor apela la AJOFM pentru a încerca să facă un parteneriat în acest sens. Este o discuție, practic, care are loc la nivel național în ceea ce privește formarea resursei umane. Și mai mult decât atât, a rămas că mai vizităm o dată fabrica pentru a dezbate și alte probleme care nu am reușit să le atingem acum. Deci, în ceea ce privește conflictul dintre ei, nu a fost adus în discuție acest subiect, dar poate la următoarea vizită, cine știe. Mulțumesc. Cu drag. Siropul
oameni. Soare, vedem zilnic cu prezentă de reportaje, se aterizează pentru administrații, cele de partide, se trezesc în funcție de cum vă schimbați în guvernare, mai am acest 3 ani, vin ai noștri, 3 cu 9 de spare. Deci, eu nu aș generaliza, așa cum a spus și dumneavoastră, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt enorm de multe ONG-uri care duc o muncă în folosul comunității extraordinară și au venit cu foarte multe proiecte care apoi au fost preluate de guvern și duse într-o generalizare. Există, evident, ca peste tot și persoane care nu sunt serioase. Asta se poate clarifica printr-o modificare a ordonanței de guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații, pentru că atunci când a fost construită ordonanța, în contextul acela al dezvoltării socioeconomice, nu a prevăzut toate cazurile posibile și acum, după această ordonanță, funcționează toată lumea, și fundațiile de tineret, și federațiile sportive, și centrele de dezvoltare intracomunitară, și ONG-urile, și fundațiile, și federațiile, toată lumea. Eu cred că trebuie clarificată această legislație și trebuie, evident, urmărit și parcursul banului public. Este foarte important să știm dacă banii de la oricine, că e persoană fizică sau juridică sau primărie, banii care au fost acordați cu titlul de sponsorizare, redirecționare pentru o cauză nobilă, ei au fost folosiți pentru acea cauză nobilă. Altfel, discutăm despre alte lucruri despre care nu ar fi bine să vorbim aici. Dar cu siguranță în modificarea ordonanței de guvern 26/2000 putem clarifica și aceste lucruri. Primul rând am fost onorat. Am fost onorat și n-am făcut-o nici pentru domnul ministru, nici pentru mine, am făcut-o pentru romașcani. Am avut ocazia astăzi să avem la Roman doi miniștri importanți și putem trage concluzii acum către partea a doua zilei. Concluzia este una simplă. Am avut de câștigat de pe urma acestor vizite, atât în ceea ce privește pe domnul ministru al Sănătății Bodog, care astăzi a reușit să viziteze două spitale care și-au adresa în municipiul Roman. M-am bucurat în primul rând pentru colectivele din acele spitale, pentru că au avut parte de un dialog cu domnul ministru, au putut ridica probleme specifice și eu cred că au și primit răspunsuri pe măsura așteptărilor. Mi-aș dori să fiu în continuare aghiotantul la atâtor mai multor miniștri. Sper ca să pot să am ocazia să le fiu gazdă. Sper ca dânsii să găsească timp și pentru Roman și acest lucru nu are decât să ne bucure. E un lucru pozitiv. Acum, și mulțumesc. Casele de cultură ale sindicatelor. Doamnă, o să fac o completare la întrebarea dumneavoastră. Domnul Nicolae ar trebui să se învețe să stea de vorbă cu miniștrii, că din postura de primar va trebui foarte mult să-i convingă să aducă fonduri în municipiu și e un prim exercițiu astăzi. O să aibă ocazia să fac acest lucru, pentru că și aici este o chestiune de insistență și de proiecte pentru municipiul Roman. În ceea ce privește propunerea, subiectul pe care l-ați dedicat dumneavoastră, să știți că primul lucru pe care mi l-au spus Confederația Sindicale când am ajuns la minister a fost despre patrimoniul
uitat de ani de zile. Împreună cu ei căutăm soluții astfel încât să reglementăm proprietatea acestor obiective, astfel încât să se poată face investiții, că de fapt aici este marea problemă. Neexistând proprietate foarte clar definită, nu se pot face investiții. Neputând să se face investiții, rămân în paragină și nimeni nu are de câștigat. Deci, da, știm de subiect, discutăm cu Confederația Sindicale pe această temă. Dacă nu mai avem întrebări, vă ascult. Nu mai sunt. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați fost alături. Ne deplasăm la sediul de campanie pentru o scurtă ședință cu activul de partid. După aceea eu mă deplasez în județul Galați, municipiul Tecuci, și de acolo la Vișeul de Sus la o întâlnire cu sindicatele din sănătate. Deci am drum lung de bătut. Odată mulțumesc pentru prezență și când vin data viitoare vă povestesc și ce am căutat la Roma în 8 ani de zile.